Marea Britanie expulzează un atașat militar rus, învinuindu-l că ar fi un ofițer nedeclarat al serviciilor de informații militare rusești. Ministrul britanic de interne James Cleverly a declarat miercuri că măsurile vin din cauza activităților nesăbuite și periculoase ale guvernului rus în întreaga Europa și a anunțat impunerea de noi restricții ce țin de vizele pentru diplomații ruși, dar și închiderea mai multor sedii diplomatice rusești. We will remove diplomatic premises status from several Russian-owned properties in the UK, including Seacock's House, a Russian-owned property in Sussex, and the trade and defence section in Highgate, which we believe have been used for intelligence purposes. And we are imposing new restrictions on Russian diplomatic visas, including capping the length of time Russian diplomats can spend in the UK. Ambasadorul rus în Marea Britanie, Andrei Kellin, a fost convocat de Ministerul de Externe pentru a-i se transmite aceste măsuri și mesajul că acțiunile Rusiei nu vor fi tolerate. Reuters relatează că Ministrul de Externe al Rusiei a declarat că va răspunde în mod corespunzător. Cleverly admite că răspunsul Moscovei la unele măsuri ale Marii Britanii va consta în acuzații de rusofobie, teorii ale conspirației și isterie din partea guvernului rus, dar guvernul britanic nu va fi luat de prost. Acest scandal vine la doar o săptămână după ce aliații NATO au emis o declarație comună prin care declară că sunt profund îngrijorați de activitățile ruse maligne recente de pe teritoriul aliat, inclusiv de cele care au dus la investigarea și acuzarea mai multor persoane în legătură cu activități de stat ostile, care afectează Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Polonia și Regatul Unit.